Mihai, înainte de a intra în subiectul podcastului de astăzi, trebuie să ne împlăutăm puțin. Tradebeal tocmai a primit premiul pentru cel mai activ broker de retail în 2018, care a fost decernat la gala de inaugurare a anului bursier, marți seară. Și pentru asta mulțumim Bursei de Valori București, mulțumim și celor care ne urmăresc, mulțumim și clienților noștri. Dar pentru că toți suntem desemnați cei mai activi și pentru că e o după-amiază de vineri, hai să mergem spre piață și Ok. să vorbim despre un subiect cu care tu ești foarte prieten așa în podcasturile tale. Și care contează foarte mult pentru piața românească, este vorba despre dividende. Însă uite că a apărut unul dintre cele mai importante studii în privința dividendelor distribuite la nivel global. Este studiul celor de la Janus Henderson, despre care noi am mai vorbit în trecut. Doar că de această dată avem niște informații, avem niște cifre în privința întregului an 2018 pe partea de dividende. Ok, hai să vedem la nivel global ce s-a întâmplat cu dividendele. Dividendele au crescut la nivel global cu 9,3% anul trecut, deci în 2018, până la o cifră record de 1,37 trilioane de dolari americani. Foarte interesant că această creștere a fost uniform distribuită. Toate regiunile importante au contribuit bine de tot la această creștere. Este vorba de America de Nord, Europa, de Asia, Pacific și Japonia. În toate aceste regiuni geografice am avut dividende record oferite investitorilor. 9 companii din 10 la nivel global, fie au crescut dividendele, fie le-au menținut constante. Deci o proporție absolut remarcabilă. Iar cei de la Janus Henderson estimează și pentru anul 2019 o creștere de 5,1%, deci ceva mai mică decât în 2018, dar o creștere importantă oricum. Ce să mai spunem la nivel global, Georgiana, faptul că sectorul financiar care include băncile a dat cele mai mari dividende în termeni absoluți, notând o creștere de puțin peste 11%, în timp ce sectorul de energie a avut cea mai mare creștere. A avut cea mai mare creștere a profiturilor, dacă nu mă înșel. Și asta, dar de asemenea și a dividendelor oferite investitorilor. Ceva peste 15% față de anul precedent. La celălalt capăt al spectrului avem sectorul de telecomunicații, care a stat cel mai modest din perspectiva dividendelor oferite la nivel global. Practic, sectorul de telecomunicații a fost responsabil fie pentru a menține constante dividendele, fie pentru a le scădea în cam jumătate din țările pe care le-a cuprins acest studiu al celor de la Janus Henderson. Și apropo, și o să facem observația asta și la final. În descrierea acestui podcast o să includem linkul către Raport. studiu, către raport, către toate graficele în format original, așa încât cei care ne urmăresc să citească pe Este îndelete. accesibil gratuit. Este accesibil gratuit. Ok, dacă ne uităm la nivel regional, cam cum au stat lucrurile? Georgiana, în Statele Unite lucrurile au stat chiar mai bine decât la nivel global. Din nou, America este o locomotivă din punctul de vedere al distribuirii dividendelor. Doar o companie din 25 în Statele Unite a tăiat dividendele în 2018. De asemenea, tot în Statele Unite avem pentru prima oară în istorie dividende de peste jumătate de trilion de dolari acordate într-un singur an. Și gândește-te că am avut buybacks cam de un trilion de dolari anul trecut. Deci, împreună buybacks cu dividende, cam 1,5 trilioane O anul trecut. distribuție generoasă către acționari, către investitori. Aș zice chiar mai mult de atât. Chiar mai mult de atât. Ok, băncile americane au avut cele mai mari contribuții pe partea asta.
Este până în prima oară când JP Morgan depășește Wells Fargo pentru postura asta de cel mai mare plătitor de dividende în sectorul bancar american. Dar Bank of America, de această dată în 2018, este numele bancar care a avut cea mai mare creștere procentuală a dividendelor. În ceea ce privește Europa, și aici sunt câteva cifre și lucruri interesante care s-au întâmplat anul trecut. Dacă America a dat dividende de peste jumătate de trilion de dolari, pentru prima oară în istorie, Europa are și ea un record. A dat în 2018 dividende de un pic peste un sfert de trilion de dolari pentru prima oară în istorie. 90% dintre companiile europene au crescut dividendele sau le-au menținut constante. Sectoarele cele mai importante din punctul ăsta de vedere fiind cel financiar, cel al bunurilor pentru consum discreționar și, o să te miră un pic, sectorul industrial. Și aici venim într-o parte foarte, foarte interesantă, după părerea mea. De ce? Pentru că, potrivit cifrelor PMI pe care le-am văzut, cred că chiar ieri, noi avem în februarie, dar la capătul, în ghilimele, la capătul unui trend care durează de aproape un an, noi am văzut prima contracție a sectorului industrial în zona euro din ultimii 6 ani, o avem acum în februarie, și am avut de asemenea în Germania a doua contracție lunară consecutivă a sectorului industrial. Și e interesant să vezi acest sector industrial ca fiind un contributor atât de mare la partea de dividende în Europa. Franța a fost cel mai mare plătitor de dividende din Europa, cu ceva peste 63 de miliarde de dolari anul trecut. Dar partea mai interesantă se referă la Germania. Pentru că Georgiana, între 2009 și 2017, creșterea în dividendele companiilor germane a fost sub media globală, de multe ori sub media europeană chiar. Dar uite-te că în 2018, totuși, dividendele au crescut cu un sfert față de anul precedent, până la o cifră record de 47,5 miliarde de dolari. Dividendele speciale, despre care am mai auzit și în România, din când în când, dividendele speciale au avut o mare contribuție pentru performanța asta Germaniei anul trecut și o să vezi că pentru jumătate din creșterea dividendelor au contribuit niște nume care, din nou, o să ți se pare ciudat că le vezi pe această listă. Este vorba despre Daimler, despre Volkswagen, despre BMW, despre E.ON. Doar o companie dintre cele importante nemțești a tăiat dividendul. Ghici cine? Deutsche Bank. Deutsche Bank. Deutsche Bank la 11 eurocenți față de 75 de eurocenți cât oferă dividend Deutsche Bank în urmă cu 3 ani. Și de asemenea, interesant, într-un top global al plătitorilor de dividende, Germania în 2018 a depășit Elveția. Germania se situa în mod constant sub Elveția în ultima decadă din perspectiva dividendelor. Da, hai să spun și eu ceva interesant despre Germania, ce am aflat în primul meu an ca analist de acțiuni. Am aflat atunci cu surprindere că aceste companii germane pot plăti dividende chiar și atunci când sunt pe pierdere. Era cazul cu E.ON, care tocmai trecuse prin acele probleme legate de ieșirea Germaniei din industria nucleară, a marcat niște pierderi importante și totuși distribuia dividende pentru a-și fideliza acționarii. Da, și până una alta, Germania este probabil cel mai sever lovită dintr-o perspectivă așa pragmatică de investiții, de dobânzile excepționale de mici pe care în continuare le impune Banca Centrală Europeană. Și atunci nevoia companiilor de a veni cu dividende în Germania probabil este cu atât mai mare cu cât ai această durere pe dobânzi în sectorul bancar. Ok, Mihai, până acum tu ai vorbit la nivel foarte macro. Ce am mai găsit interesant în acest studiu este un top al
companiilor celor mai generoase din perspectiva dividendelor la nivel global. Din motive de spațiu, noi am micșorat un pic tabelul celor de la Ian Sanderson. Îl găsiți însă integral în linkul din descriere. Am trecut aici doar primele 5 companii din top, topul include de fapt 20 de companii. Este dominat de ceva timp de Royal Dutch Shell, care chiar și înainte, prin 2013-2012, făcea tot așa distribuții de dividende foarte generoase. Avem și alte nume din industria producătorilor de petrol, de exemplu Exxon. Avem și nume din IT și telecomunicații. Și dincolo de acest top restrâns, care pare să fie dominat de companii americane, dacă lărgim un pic imaginea, o să vedem și destul de multe companii din China, că oferă dividende foarte bune. Dar uite că lupta asta dintre vechea economie și noua economie vine și într-un tabel al celor mai importanți plătitori de dividende. Vezi, spun că vezi Exxon, Royal Dutch Shell pe de-o parte, dar încep să vezi și Microsoft, încep să vezi și Apple și părerea mea este că o să încep să vezi tot mai multe companii din China. Și de altfel, China, dacă am citit bine în raportul ăsta, a însemnat în 2018 cam un sfert din toate dividendele oferite în piețele emergente în lume, în general. Mergem însă în încheiere un pic și la România, pentru că trebuie să aducem vorba despre această bursă care este într-o ligă proprie atunci când vine vorba despre dividende. Nu este inclusă în raportul celor de la Janus Sanderson, dar am făcut eu niște calcule. Da, nu suntem introduși probabil pentru că acest raport despre care am vorbit acum se referă la cuantumul dividendelor, la sumele oferite ca și dividende, nu la randamentul Exact. dividendelor. Știm deja că din punct de vedere al randamentului dividendelor, în ultimii ani România a fost printre cele mai tari burse. Dar dacă ne uităm și la dividendele totale și la felul în care au crescut acestea în ultimul an, o să vedem niște cifre absolut spectaculoase. Eu n-am avut timp astăzi să includ în calcule toate companiile de pe piața noastră, dar m-am uitat la indicele BET, la companiile plătitoare de dividende din indicele BET, ce au făcut în 2017 și ce au făcut în 2018. Și spuneai că 9,3% este o creștere bună pentru dividende anul trecut. Ei bine, în România, dividendele distribuite per total au crescut cu 60% anul trecut. Sigur, suntem un caz De la și de special. la o altă bază. Suntem un caz special pentru că avem aceste companii de stat care distribuie în fiecare an cel puțin 90% din profitul anual sub formă de dividend și din când în când mai distribuie și dividende suplimentare din rezerve sau profituri reportate. Dar să știi că făcuseră aceste distribuții și în 2017. Deci deja plecaserăm de la o bază destul de mare. Dar anul trecut a fost un an cu dividende foarte bune și din sectorul bancar. BRD, de exemplu, s-a situat imediat după Romgaz ca dividend total plătit anul trecut. Petrom, care a avut în 2017 un profit în creștere puternică după anii mai slabi. Deci am avut anul trecut pe ansamblu aproape 8 miliarde de lei distribuite de aceste companii din indicele BET. Iar pentru anul acesta s-ar putea să vedem o cifră chiar mai mare, pentru că o serie de companii care nu au plătit anul trecut dividende o să înceapă să plătească, din câte au anunțat acum, și, de asemenea, dividendele propuse deja sunt în creștere. De exemplu, Petrom a propus un dividend cu 35% mai mare decât anul trecut, fondul proprietatea creștere 33% și să vedem ce apare și de la companiile de stat, de unde din nou se așteaptă distribuții inclusiv din alte rezerve. Am înțeles că Deci, sunt și nume importante care nu au dat până acum și, cum spuneai, se pregătesc să dea purcari. Cred că e un da, exemplu exact. în direcția asta. Bine, probabil că nu o să miște mult
suma totală, pentru că e o companie mai micuță, dar DAI și-a anunțat încă de la listare intenția de a distribui cam jumătate din profit sub formă de dividende. Anul trecut nu au făcut-o din cauza unor limitări contabile, să zicem, dar pe care le-au rezolvat între timp și ar trebui să vină cu o propunere concretă la finalul lunii martie. Ok. Păi asta, am vrut să prezentăm niște cifre și niște trenduri. E clar că ceea ce se întâmplă pe bursă în general, în momentul de față, are mare legătură cu dividendele și are mare legătură cu buybacks. Dacă fenomenele astea sunt bune sau nu, dintr-o perspectivă morală, nu ne propunem să dăm vreun răspuns. Există o întreagă controversă și în afară, vis-a-vis de sume imense de bani care sunt folosite pentru dividende și pentru buybacks și nu pentru investiții productive, însă e foarte, foarte, foarte dificil să judeci pentru că depinde foarte mult perspectiva din care vezi. Dacă vezi dintr-o perspectivă de investitor, nu știu dacă 1,37 de trilioane de dolari americani în dividende într-un an Te reprezintă cel mai deranjează chiar rău, așa mult. te deranjează chiar așa mult.